Astăzi o să discutăm despre motivul pentru care Ungaria bate România și la politică externă. Vom face analiza activității pe ultimele două luni a miniștilor de externe, Aurescu, Bogdan Aurescu, un drăgător grăsuț, dar ignorat de grei lumii, versus Peter Siarto, un Spider-Man zvârlugă, ungurul care e prietenul tuturor celor care contează în lume. Aurescu face diplomație de la birou, Siarto face faimă și bani pentru Ungaria, rupând avioanele și bătând Cuba cu liderii celor mai tari cancelarii din lume. M-am tot gândit și nu cred că există ilustrație mai relevantă pentru demersul meu jurnalistic de azi decât așezarea în oglindă a ministrului de externe a României, Bogdana Aurescu, care stă la birou și vorbește la telefon nu se știe cu cine și Siarto Peter, ministru de externe ungar, făcându-și alergarea de dimineață pe străzile Moscovei, căci are de se întâlni cu Putin, mă. Râde lumea de noi în ultimii ani, căci diplomația românească nu mai contează în lume. În fapt, Ministerul Afacerilor Externe seamănă mai mult cu o dregătorie condusă de un grăsuț, Bogdan Aurescu, care face diplomație la telefonul fix, ca pe vremea Anei Paucăr, participă în străinătate la evenimente de importanță minoră. Nu e singurul. Corpul a ambasadorilor României e compus din securiști de cod vechi sau rit nou care vânează aceste sinecuri ca să-și umple buzunarele cu simbria lunară, să facă jocuri și combinații sau să se relaxeze la standarde diplomatice timp de patru ani uh, sau mai mult. Nimănui din MAE nu-i pasă cu adevărat de România. Și asta se vede, se simte, se cuantifică în înfrângeri grele. Au cu nu e cu mult mai bătrân decât omologul său, uh, Maghiar Siartopeter, are doar cu 5 ani mai mult ca el, dar are înfățișarea unui grof comunist. Ai putea trece peste aspectul său fizic dacă în contul profesional al lui Aurescu s-ar fi strâns din noiembrie 2019 și până acum vreo realizare notabilă. Dar nu se vede nimic. Ungurii sunt în programul Waiver Visa al SUA de peste 10 ani. Românii încă sunt umiliți să stea la coz la ambasada americană ca să-și ia viza. Președintele Klaus Iohannis nu a mai prins o invitație importantă din Cretacic. Asta pentru că cu cel de Lofan are învergură și mai mică decât a președintelui. Siartu Peter are 43 de ani. Prima diferență față de Aurescu e nesemnificativă pentru diplomație, dar foarte importantă pentru noile timpuri. Siarto are pagină de Facebook, Aurescu nu are. Siarto Peter este urmărit de 300.000 de unguri care au prilejul să vadă zi de zi ce face șeful diplomației țărilor și face nene. Nu stă locului nici nicio clipă. Iar asta e marea diferență între Aurescu și Siarto Peter, așa cum voi arăta la cel mai simplu mod. Vă voi prezenta în oglindă agendele din ultimele luni ale celor doi. Concluzia? Aurescu rupe biroul și marchează victorii la nivelul unei asociații de locatare în Berceni. Siarto Peter, îmbrățișându-și prietenește liderii lumii, e mereu însoțit de o haită de oameni de afaceri maghiari, mereu pus pe business, mereu pus pe adus orice avantaj pentru țara sau Ungaria. Spre deosebire de Aurescu, cățelușul diplomatic al lui Iohannis, care nu reușește să-i facă rost stăpânului nici măcar, de ce o zvârtă de anvergură regională, Siartu Peter funcționează ca partener al lui Orban Victor, ca un deschizător de drumuri pentru Ungaria, acolo unde e cazul, sau de gardian al relațiilor deja existente, consolidându-le. Ultima vizită a Ungariei în Rusia, ca asta a fost, a fost un desant maghiar la Moscova, poate fi considerat un festival diplomatic. Orban și Siartu au croșetat câteva lucruri extrem de importante pentru viitorul buzunarelor maghiarilor. Prez preferențial la gaze, cam de cinci ori mai mic al României, extinderea Centralei Nucleare de la Pax, colaborări în domeniul industriei alimentare și industriei spațiale, precum și cooperarea în domeniul transporturilor aviatice și feroviare. Secretarul de presă al șefului statului, Dimitri Pescov, a declarat că Rusia este impresionată de abordarea independentă a Ungariei, de a satisface propriile interese și de a-și alege proprii parteneri. În România noi suntem bine, avem un partener strategic, Statele Unite, care ne dă motorină de furat la Deveselu sau o mie de soldați americani care să vină să joace filcăile câteva luni la granița cu Ucraina. Între timp, cât Orban bea o vodcuță mică cu Putin și Seattle Peters se hăhăia cu puternicul Sergei Lavrov, Aurescu a stat pe telefoane cu Wendy Sherman, numărul 2 în diplomația americană, o babă obosită de 72 de ani cu o viziune extremistă despre avort și considerat arhitecta dezastrului pactului nuclear din Iran. Acest articol va fi considerat propagandă plătită de unguri sau roși din partea mea, puteți să-l considerați ce vreți? Până să vă faceți însă părerea finală, vă rog, dragii mei telespectatori, să mă ascultați până la capăt ca să vedeți cum se muncește cu adevărat când ești șeful diplomației unei țări. Adică cum muncește adevărat și pe bune, zi de zi și noapte de noapte, ungurul ăsta. Oi puteți mesteca în continuare propaganda americană sau europeană sau și manipulările ruse. Faceți ce vreți. Eu aș vrea ca Maie românesc să fie condus de un român la fel de muncitor ca Siarto Haideți să vedem ce a făcut în ultimele două luni. La 1 decembrie 2021, Siarto Petre este la Riga și arată lumii că se bucură de prietenia omologului său, fost ambasador la Budapesta. Relația Ungariei cu vecina sa, Croația, este mai strânsă ca niciodată, Croația este mereu pomenită în postările șefului diplomației ungare. Interesul Ungariei este să facă business cu vecinii săi, să consolideze relațiile economice. România nu are niciun interes pentru Ungaria. Bine, România nu are interese. Îi se sugerează ce interese ar trebui să aibă. La 2 decembrie 2021, Siarto Petri predă la o colecție de piară în diplomația modernă și spune Relațiile personale pot contribui mult la succesul politicii externe, de fapt risc totul. Succesul în politica externă depinde în mare măsură de relațiile personale. Un apel telefonic rapid sau un mesaj text poate fi adesea făcut mult mai mult și mai ales mai repede decât prin canalele diplomatice tradiționale. Respectul reciproc, acordarea atenției la chestiunile importante pentru celălalt și păstrarea cuvântului duc. Nu doar la relațiile personale, ci și la relațiile interumane. Și uneori are manifestări destul de bune, precum tweet-ul prietenului meu, Teodoro, ministru de externe al Filipinelor de ieri, după ce a primit urarea mea de ziua lui. Au cu e bine, nu are probleme de astea. România nu trebuie să devină un actor important pe harta lumii, să se ocupe Ungaria de asta. La 2 decembrie, ministrul de externe Maghiar este în Suedia la reuniunea OSCE, unde se erijează în actor matur regional, susținând prietenia Ungariei cu Bosnia și Herzegovina. De fapt, nu se erijează. Ungaria chiar este regizor regional în estul și centrul Europei alături de partenerii săi din V4. Aurescu? E bine. E la birou. 3 decembrie. Siertu Peter semnează un acord cu gigantul farmaceutic Roș care a înființat un centru de asigurare a calității și servicii de afaceri în Budapesta, pe lângă faptul că produce acolo produse farmaceutice și activități de diagnostic. Ultimul acord a crescut numărul angajaților cu 300 de persoane în acest an. Drept urmare, compania asigură locuri de muncă pentru 1750 de persoane în Ungaria. că e bine, nu are el treabă cu comerțul exterior, nene, el stă la birou și dă telefoane. 6 decembrie 2021. Siartu Peter face prozeliz noi pentru V4, se vede cu șeful diplomației marocane. În aceeași zi, fiindcă are ouă, Siartu Peter consolidează mesajul țării sale pentru birocrații de la Bruxelles și spune: Noi suntem răspunsul, statele membre și nu Bruxelles. Ce frumos ar fi să aibă și aurez cu asemenea curaj să contăm și noi, real, la Bruxelles. 8 decembrie, siarto Peter este la Seul și anunța a doua mare investiție anului din partea sudcoreenilor, care bagă peste o jumătate de miliard de euro în prima fabrică de catos din Europa. Iar în noaptea următoare, Siarto Peter face 9000 de kilometri înapoi spre casă pentru a participa la lucrările Parlamentului Ungar. Au cu bine. N-are treabă, domnule, cu investițiile străine în România. Pe el interesează să pună live-uri cu ciucă pe pagina de Facebook a mea e și îl interesează să vină Crăciunul. 12 decembrie 2021. Ungaria lansează linia de avion cargo între Budapesta și China. De trei ori pe săptămână, ungurii vor aduce mărfuri din China în mod preferențial, în timp ce o lume întreagă stă după chinezi să le mai livreze și lor câte ceva. Noi suntem bine. Discutăm despre sarmale. 14 decembrie 2021. Ungaria militează pentru integrarea cât mai rapidă a Serbiei în Uniunea Europeană, acuzând unele țări din Uniune de ipocrizie și dublu standard. Ungaria marchează puncte importante în regiune și șurcă cota de admirație în Serbia. Noi ne dăm mar cu prietenia română-sârbă, dar nu facem nimic pentru ea. 15 decembrie 2021, Siarto Peter este în Tunisia, unde duce 150.000 de vaccinuri și ventilatoare. Ungaria, o țară mică, se folosește de orice prilej pentru a demonstra că poate fi un mare prieten al țărilor mici atunci când e nevoie. Aurescu e foarte bine. Se gândește că mai sunt doar două zile de muncă până la weekend. 16 decembrie 2021, Siarto Peter, ministru de afaceri externe, al este la Teheran, unde se implică în discuția idoma unei superputeri. Haurescu e bine, e la birou. Azi nu l-a sunat nimeni. O zi mai târziu, Siartul Peter este în orașul natal, la Dior, la biserică. Transmite un mesaj puternic de atașament la catolicism. Haurescu e bine. El nu are mesaje. El e fat, că așa l-au învățat predecesorii să fie. 20 decembrie 2021, Siarto Peter este la scopii, are treabă, își dorește ca toți pișpiricii din Balcan să înțeleagă că Ungaria își oferă prietenia și sprijinul. Au e la birou și se gândește oare ce să-i scrie lui Iohannis pe felicitarea de Crăciun. 26 decembrie 2021, Siarto Peter se relaxează în familie, dovedește că e uman. Aurescu nu are nicio poză cu familia și copilul. 30 decembrie 2021. Siarto este decorat de Sergei Lavrov, ministrul externelor ruse care transmite un mesaj puternic de sprijin acordat Ungariei și le reconfirmă pe Siarto Topeter de un stâlp al relației de prietenie ruso-maghiare. <laughs> un mucos de 43 de ani. Aurescu a vrut și el să sune de dimineață pe Putin, dar a răspuns portarul de la Kremlin și a zis că Volodea are astăzi program scurt. Numai pentru prieteni. 4 ianuarie 2022, Maia Ungar are programă de sprijin pentru companiile maghiare afectate de Brexit. Aurez cu e bine, e puțin balonat după sărbători. 6 ianuarie, Arto Peter dă un mesaj puternic în Ie maghiare din România, făcând referire la sportivul Eduard Novac, ungurul care conduce Ministerul Sportului din România. siartul îl îndorsează ori de câte ori poate și pe Tanțoș Barna, ministrul mediului românesc. Așa se face. Aurez că e la birou, se dă pe OLX. 8 ianuarie 2022, Siarto Peter are treaba, trebuie să-și conducă co-naționalii Teferi înapoi din Kazahstan. 11 ianuarie 2022, pentru că ține constant legătura cu Organizația Statelor Turce, Siarto Peter are de ce să participe cu ele în conferințe și analize. Ungaria și-a dovedit, an la rândul, interesul pentru o bună relaționare cu toate statele turce cu e bine. Desface felicitările de anul nou care tocmai a trecut și la miază merge la tuns. Păi ce să fac altceva? 11 ianuarie 2022, prima poză în 60 de zile a lui Siarto Peter la birou. Aurescu are în 60 de zile vreo 15 poze la birou. Siarto Peter, când stă la birou, face proiecte de investiții în infrastructură cu giganta Polonia. 12 ianuarie 2022, ministrul externelor maghiare este la dracu praznic în Sri Lanka cu 14 companii maghiare și merge să le ia la aia banii, adică să-și ofere serviciile țării sale. Și si ar putea să prea cu jumătate de normă, zic și eu. De la Orescu, nu de alta, dar Orescu nu prea călătorește și rămâne bugetul public românesc necheltuit. 17 ianuarie 2022, întâlnire cu mediul de business britanic. Ungaria stoarce tot. Aorescu e bine, e bucuros că nu trebuie să călătorească acum, că e cam frig în ianuarie. Totul se poate rezolva de la birou, pe telefon. Ha, dacă e 17 ianuarie, Seattle Peter face o vizită la centrala nucleară modernă de la PAX. A, ah, pentru că Ungaria a devenit de plin autonom în privința energiei electrice. România nu. Nu e problema lui Aorescu cu curentul electrică. 17 ianuarie 2022, guvernul maghiar al dictatorului lumii Orban Victor are politici de stimulare a natalității, care funcționează. În România copiii mor arși în spitale. Asta nu e problema lui Aurescu. El nu se afișează cu familia, nu are păreri despre demografia României. 18 ianuarie 2022, Siartu Peter pleacă la New York. Acolo nu este locul, spune el, care se va implica în discuții despre Orientul Mijlociu. Aurescu e la birou. A fost plecat două ore să se tundă, dar a revenit la birou. 19 ianuarie 2022, Ungaria nu ignoră niciun parier diplomatic, nu ratează nicio oportunitate ca să se bage în seamă. Siato Peter e cu Antonio Guterres. Aurescu e la birou, se dă pe EMAG. Ai vrea să-și ia o canapea nouă la minister. 20 ianuarie 2022, Aurescu pune pe pagina mea e un mesaj prăfuit adresat comunității evrești. Siarto Peter se vede cu Dita Gilad Erdan, o legendă ambasadorul Israelului la ONU. 20 ianuarie 2022, Siarto Peter semnează un acord de business cu gigantul suedez Autoliv. Să mai facă și gura Ungariei niște sute de milioane de euro. Aurescu, e bine! Am auzit la televizor că se pute treaba în Ucraina, dar dacă Dâncu a zis că nu-s probleme, aia e. A găsit o canapea faină la Casa Rosu, dar e cam ieftină. 21 ianuarie 2022, iar o peter se ține numai de tâmpenii. Azi își pierde vremea cu un proiect de investiții pentru 9.000 de angajați maghiari. Aurescu că la birou, ascultă podcastul lui Poponescu Ana Maria Prodan. 24 ianuarie 2022, iarto Peter e la Bruxelles să le dea capace birocraților din Comisia Europeană. Au răscoreat stil. El stă la birou, pe telefon. Nu vrea să iasă în evidență ca Siarto Peter care se bagă în sufletul tuturor. 24 ianuarie 2022, Siarto Peter se trage de șireturi și cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, fiindcă sunt prieteni. Aorescu nu se știe cu Abdulah personal, dar l-a sunat la un moment, dacă vrea să meargă cu asta câteva zile la Dubai la shopping. 27 ianuarie 2022, Siartu Peter îi ține cald pe șeful producției Stellantis, dita mai gigantul industriei de automotive. Aorescu își ține cald locul la Maie, de asta la birou, să nu îi se răcească. Iată și câteva mostre din activitatea lui Aurescu. În ultimele două luni, Bogdan Aurescu a frecat menta în fruntea mea la nivel de performanță olimpică. A participat la evenimente minore, a avut discuții cu parteneri fără anvergură și s-a implicat în situații marginale. Totul în limbaj de lemn cu o comunicare ponosită. Dacă te interesează să mă susții ca jurnalist, să vezi cum gândesc și cum scriu, dacă te interesează ce se va întâmpla cu lumea asta mare din care și tu faci parte, comandă scarta carta mea de pe www.livioalexa.com Strict Secret este un site cu dezvăluire adevărate. urmărește -l.